Ionel, un român sărman din Italia, este eroul unei întâmplări triste care a impresionat pe italieni. Grav bolnav, bărbatul pur și simplu a refuzat să fie internat în spital, pentru că nu voia să-și abandoneze câinele. După câteva luni de chin, el a murit. Povestea lui este distribuită pe rețelele sociale și este spusă de cele mai importante ziare din peninsulă. Bărbatul a fost găsit inconștient în rulota în care locuia de voluntarii de la Crucea Roșie. A fost dus la spital, dar după câteva ore, în seara de 14 februarie, a murit, relatează la Republica. Ionel, în vârstă de 45 de ani, era o al străzii, însă a câștigat simpatia oamenilor din Ostia prin grija și dragostea pe care le avea pentru animalul său de companie, un husky. Chiar dacă el se confrunta cu lipsuri, de câinele său a avut mereu mare grijă, era vaccinat la zi, cipat și hrănit bine. În vara trecut însă, Ionel s-a îmbolnăvit grav. Atunci a fost dus cu ambulanța la spital. La camera de gardă, medicii au spus că avea probleme foarte grave la picioare din cauza circulației deficitare a sângelui și ar avea nevoie de spitalizare. Ionel a refuzat însă să fie internat pentru că nu voia ca Aron să ajungă la adăpostul pentru animale. Astfel, bărbatul a rămas alături de animalul său de companie, însă între timp starea lui de sănătate s-a deteriorat progresiv, dobândind și alte afecțiuni. La începutul lunii februarie, Ionel a fost dus în stare gravă la spital și a fost internat. Polițiștii locali l-au dus pe Aron la adăpostul de animale, însă Ionel a stat internat 5 zile, fiind externat pe 13 februarie. S-a dus direct la adăpost și a câinele, dar era seară și acesta era deja închis. S-a dus apoi la rulota lui cu gândul de a se întoarce a doua zi dimineață după Aron, numai că a doua zi, pe 14 februarie, starea lui s-a agravat. Ionel a fost găsit inconștient în rulotă de voluntari de la Crucea Roșie, care îi aduceau mâncare. Acesta a fost dus la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva, el morind în cursul serii. Potrivit sursei citate, Aron va fi luat în grijă de fratele lui Onel. Relatează digi24.ro